Rubrica de bucătărie vă dezvăluie astăzi secrete gustoase, dar dietetice. Așa că în meniu avem o rețetă pe bază de carne de vită cu mere. O porție din acest delicios preparat are aproximativ 600 de calorii și poate fi un succes dacă o preparați pentru masa de prânz. Așa că lăsăm bucătarul să ne spună de ce avem nevoie. Muș de vită, unt, sare, piper, coniac, lămâie, mere și smântână. Dacă smântâna și untul vi se par prea mult pentru o dietă, puteți să le înlocuiți cu o smântână slabă, iar untul cu un pic de ulei de măsline. Pentru început, asezonați mușchiul cu sare și piper, apoi îl așezați pe un grill încins. Vom pune mușchiul de vită pe grătar la un foc temperat, să nu sardă, să rămână zemos, moale, fraged. Cât timp mușchiul stă pe grătar, pregătim și merele. Unul îl feliem și îl așezăm pe un grătar, iar celălalt îl radem. Punem o tigaie la încins în care adăugăm untul și apoi mușchiul, peste care se toarnă coniacul. După care adăugăm merele. După ce au fost adăugate și merele rase, se pune smântâna. Se mai lasă la foc mic 5 minute, după care este numai bună de mâncat. Dacă nu știați, recent în carnea de vită a fost descoperită și o grăsime bună, acidul linolei conjugat. Acesta are un rol important în arderea grăsimilor și împiedică depunerea acestora pe abdomen sau coapse, zone cu risc de obezitate. Pentru a evita pericolul colesterolului, trebuie să alegem carnea slabă.